partea dreaptă a ecranului pe Gina Gogean și la paralele, în partea stângă a ecranului, o vom vedea pe Alexandra Marinescu. Voi reveni imediat cu amănunte privind clasamentul individual compus în configurația lui actuală, clasament intermediar. Alexandra Marinescu, la paralele, este una din marile speranțe ale gimnasticii feminine românești, 14 ani, campioană europeană absolută de junioare. Anul trecut la Stockholm ratează, din păcate. Gina Gogean se pregătește pentru cea de-a doua săritură. Alexandra Marinescu și-a reluat exercițiul la paralele. Ieșire foarte bună, dar desigur ratarea îi va aduce o însemnată depunctare. Să urmărim cea de-a doua săritură a Ginei Gogean, care, vă reamintesc, în toamna anului trecut a fost lidera echipei României, campioană mondială la Dortmund. Gina are 17 ani și în palmaresul ei, în afară de titlul mondial pe echipe câștigat recent, se mai află și titlul de vicecampioană olimpică la Barcelona în 1992 și de vicecampioană mondială ediția 93. Până când Gina va executa cea de-a doua săritoră, dar iată că acum a salutat juriul. O săritură bună, aplaudată de cei aproximativ 2000 de spectatori aflați în sala Olimpia. Și iată care este situația.